A împărțit platourile de filmare cu legendele ale cinematografiei americane din Hollywood, iar acum participă la crearea unui film despre turismul nevalorificat de la noi. Este vorba despre actorul din Republica Moldova, Boris Lee Crutanog, care este și personajul principal dintr-un documentar destinat diasporei evreilor din țara noastră. Cum a ajuns pe marele ecrane, de unde și-a început calea spre Statele Unite, dar și cât timp nu a vizitat locurile natale, vedeți în reportajul care urmează. Dacă vrei să ajungi la Hollywood, pe platourile de filmare ca actor și încă alături de staruri internaționale, este nevoie de multă muncă și sacrificii, o spune actorul Boris Lee Crutanog, născut la Chișinău și care acum împarte platourile de filmare cu legendele ale cinematografiei americane, precum Pamela Anderson, Robert Downey Jr. sau Mel Gibson. Probabil mulți nu-i cunosc numele, dar cu siguranță l-au văzut în filmele și serialele americane. El a plecat din Moldova în Israel împreună cu familia sa, iar după 2 ani a trecut oceanul singur, de unde a și început marele său succes. Ne-a spus că în adolescență, când era încă la Chișinău, a citit romanul lui Theodor Dreiser despre finanțistul Frank Copperworth. Atunci a înțeles de la cine trebuia copiată viața și mai ales unde trebuie să o trăiască. Aveam 12 ani când am citit cartea lui Theodor Dreiser, un businessman care și-a făcut primul milion în anii 90. Atunci când toți pierdeau, el a reușit să obțină primul milion la 20 de ani. Eu l-am citit și wow! Am zis că tot așa vreau. În Statele Unite a absolvit facultatea de inginerie la Universitatea Columbia, dar a ajuns actor după ce a urmat cursuri de actorie, la absolvirea cărora invitațiile pentru filmare nu s-au lăsat mult timp așteptate. Încet am primit primul, al doilea, al treilea, apoi un rol într-un serial. După ce am revenit în Los Angeles și m-au invitat în filmul Vânătoarea lui Octombrie Roșu. He makes the wrong turn and wipes out an entire indigenous people. And you know what he was looking for? I bet you're gonna tell me. După experiența impresionată, a urmat o serie lungă de proiecte tot la Hollywood, iar între timp s-a împrietenit cu cei pe care mulți dintre noi ar vrea să-i vedem în realitate măcar o dată. Primul actor serios a fost Sean Connery, Robert Downey Jr. sau Mel Gibson. Practic, eu am jucat cu toți. A revenit în Moldova pentru prima dată după ce a plecat acasă, l-a adus în principal o proiecție cinematografică. Am decis să filmăm un film neobișnuit despre un om care are de toate, dar în interior este totul pustiu. Filmările vor avea loc la Cărbuna Orhei și Vadul Rașcov, un traseu turistic ce merită văzut și dezvoltat, iar promovarea peliculei va începe cu Statele Unite, o spune profesorul Vadim Moldovan, implicat în proiect și care l-a atras în aceasta și pe Boris Lee. Cu Boris noi am decis să creăm o platformă pentru a atrage diaspora evreiască. Noi vrem ca acest film să creeze pentru diaspora evreiască un interes față de Moldova. Are doar câteva zile de când a revenit în țară, însă primul lucru pe care l-a făcut a fost să guste din bucatele noastre naționale. Foarte tare mi-a fost dor. Ieri prima dată am gustat după mulți ani și mi-a plăcut foarte mult. Boris nu mai știe în câte filme a jucat, pentru că numărul acestora este foarte mare. Totuși, pentru cei care își încrețesc fruntea încercând să-și amintească unde au putut să-l vadă, vă spunem noi. În filmul de acțiune italian Job l-a jucat pe cămătarul cel rău, care deține un magazin de Amanet. A jucat în serialele Ciao, Sale, Star Trek, filmele de italian Job, Spinning Boris, Dirty and Day, Air Force One și multe altele.